Dragilor, pentru Iulia, astăzi s-a încumetat să vină Alex și îl primim cum se cuvine. Bine ai venit, Alex! Bine v-am găsit! Bună, bună, Alex! Bună, bună! Iulia, ce faci? Bine, tu ce faci? Bine și... Câți ani ai? 34. Păi și de ce ai venit pentru mine? Nu știi câți ani am eu? Nu știu, câți ani ai? 19. Mulți înainte ce, să fii sănătos. Se pare că la 34 de ani e prea tânăr sau prea bătrân? Adică nu știu. E cam mare. E cam mare? Mă, acum știi cum e, că bărbații ci că se maturizează mai greu. Eu cred că n-are legătură, eu cred că fiecare bărbat se maturizează atunci când se maturizează. Unii da, se maturizează exact. Mai repede, alții mai... Da, exact. Da, Alex, chiar așa, care e viața ta? Vârsta, așa? Vârsta, da, în primul rând, dar nu contează vârsta la... Vă dați seama, nu contează. Așa. Am avut și o nevastă. Ai fost însurat? Da, da, da. Câtă vreme? De 7 ani. 7 ani însurat. Avem împreună un copil de 9 ani jumate. Să-ți trăiască. Mulțumesc. Stai așa, fii atent, fii atent, fii atent. Cărcotașul de Lilian zice, cum are, a avut relații de 7 ani și copilul are 9 ani? Explică-i, te rog, explică-i. Ai, sigur, voi vorbeați despre altceva, nu, iar eu am ochi. Uite aici e ochiul soacrei, uite aici e ochiul soacrei. Și mai am unul și aici, ca să știi să nu vorbiți cumva pe la spatele meu, că mă prind imediat. Din cauza la soacră ne-am despărțit. Tocmai de ce? Ce vorbeam. Păi, ea... Când v-ați despărțit? Acum ceva timp. Adică? Vreo un an și un pic. Un an și un pic, așa. Și din cauza ei, pentru că fata ținea cu ea, vă dați seama. Cine-ți? Fata cui ținea cu ea? Fata lui ei, lui soacră mea. Iubita, soția ta? Da, da. Nevastă ta? Ținea cu ea, cu uite, mama ei. Stai mă puțin, ca să ții cu cineva, trebuie să aibă dreptate acel cineva. Nu poți să ții așa, doar că are ochi frumoși. Da, și da. Și ținea la ce mod? Adică ce vrei să ne spui? Sau care... Problema e că mai de mult am avut o problemă financiară, da? Și da. Fosta soacră a zis, de ce stă cu mine, că am probleme cu banii. Și mai multe chestii. Stai puțin. Deci soacră ta îți zice, îi zicea fiicăsii să nu mai stea cu tine pentru că tu ai probleme financiare. Da. Dar nevastă ta te iubea? Până la un anumit moment mă iubea. Acum și e tu cu ce probleme financiare ai avut de nu puteai să le depășești, adică atât de grave încât să ajungă soacră ta să zică să se despartă fiicăsa? Păi înainte lucram mai, pe mai puțin bani și am avut și rate peste rate și... Bă, da, seama păi că... de ce v-ați făcut rate, mă, dacă nu vă permiteați? Adică, zic și eu. Da, da, fost a... Și tu de ce lucrai pe mai puțin bani? Păi așa era meseria, mai puțin lasă bani. Lasă-mă meseria, că eu cred că există o grămadă de servicii și să te duci să câștigi și mai bun. Da, acum sunt într-un loc mai bun. Adică să câștigi... Ia stai puțin. Și tu câștigai puțin bani. După părerea soacrătii. Da. Și de ce v-ați despărțit? Că ziceai că din vina ei. Păi din vina lui soacră mea, că a zis să nu mai stea cu mine, că nu aveam atunci... Hai mă, lasă-mă, mă, din vina soacrătii, mă, că... Avea o... Soacră mea avea o de-asta... Cum să zic eu... Ceva în străinătate cu câmpul muncii și avea cu construcții și... Trimitea românii să lucreze da, în străinătate, da, da, așa. Așa. Și ea, soacra mea, fosta soacră, a zis, de ce mai stai cu el, că uite că ai un trai mai bun. Să decât... ce? Să o trimită pe ea în străinătate? Nu, nu neapărat. A, zicea că ea câștigă, că ea i-ar da bani mai mulți fiicăsii da. Decât ai putea să-i aduci tu. Da, da. Păi de ce nu v-ar fi dat la amândoi? Mai ales că aveți și un copil împreună. Da. Dar acum e cu altcineva și nu mai am... Nu mai ai șanse. Nu mai da. Am. Adică dar mai cum am. Adică v-ați despărțit? Cum s-a întâmplat să vă despărțiți? Ia, stai. Ia uite-mă de cea... Băi, știam eu că e Corina fată de comitet, mă! A oprit Corina să cumpere flori pentru mama soacră!
Eu am crezut că mă ia inima, am crezut că a apucat-o iarăși vreo emoție pe Corina și iar nu mai vrea să meargă, dar ea nu, fată de fată. Bun, să ne întoarcem. Și cu soacra. Bun. Și cum s-a întâmplat să vă despărțiți? Adică eu nu cred că v-ați despărțit așa, că ați stat totuși 7 ani, ai zis, împreună, nu? Da, sau ceva de genul împreună, ăsta. Da. De ce v-ați despărțit? Care a fost motivul despărțirii? A fost motivul pentru că și ea și-a găsit între timp altcineva, dar nu a vrut să-mi spună și... Deci ea te-a tradus cum ar veni. Da, da, eu am văzut că e mai retrasă și alea și am căzut de comun acord să ne despărțim amândoi. Ea la casa ei, eu la casa. Stai mă puțin, cum adică și te-a tradus în timpul relației? Da. Și tu ai aflat? Am aflat ulterior. Și? Și păsat-o așa ce puteam să facă. I-am explicat ce a fost, dar dacă a ținut cu maică sa... Mai vreau să spun un lucru, eu nu cred că soacră ta v-a despărțit. Eu cred că voi v-ați despărțit pur și simplu. Indiferent de cât vrea un om să-ți pisălogească creierul și să-ți bage nu știu ce în cap, tu dacă ești chitit pe o relație sau pe ceva ce vrei să faci, apoi știi cum e, complotezi cu tot universul ăsta ca să ți se întâmple. Poate să zică cine ce a zice. Da, da, asta s-a întâmplat. Hai mă, lasă-mă. Dar ea a găsit, pe altcineva pentru că nu-i convenea ceva la tine. Ce nu-i convenea? Nu știu. El avea o situație financiară mai bună sau? Cât de cât. Deci nu cu mult mai bună peste tine. Cât de cât, da. Auzi, dar cu dragostea cum stăteați? Până într-un timp, bine. Acum, adică, în urmă cu ceva timp, aproape un an jumate, 2 ani, era mai slăbuț. O băgaseți undeva în șifonier. La naftalină acolo. De ce? Stai un pic, doamna Ioana, că mai am eu întrebări. Doamna Ioana mai întrebă, ce o să decât mine, domnule? Așa, dar de ce ați băgat-o la naftalină pe iubirea asta? Nu, întreb și eu așa, că doi oameni care se iubesc, mă, dacă nu găsesc ei energie... Mă, hai să fim cinstiți, dragostea e frumoasă și ne place. E talpa, Florin, ce mustăcește, ziceam, ghite în sec. Normal, dar ideea este că trebuie să și întreții focul ăsta. Voi l-ați întreținut? Cam ultima oară v-am spus nu. Dar tu l-ai întreținut? Că bărbatul e cel care ia femeia. Da. Eu v-am zis bancul ăla cu femeia și cu bărbatul cum vrea femeia. După ce s-a măritat și a făcut ea copii. Hai mă că vi l-am zis. După ce s-a măritat și a făcut ea copii, femeia își dorește următorul lucru de la bărbat. Să vină într-o seară acasă, să o ia în brațe, să o strângă cu patimă, să o arunce în pat și să o lasă să doarmă în timp ce el dă cu aspiratorul, face curat mâncare la copii și... Da. Așa. Zi, tu veneai cu patima acasă sau... Că știi, bărbatul trebuie să conducă așa, să ne arate el că știu. E acest macho. Ola, ola e macho man, ola, ola e sexy baby. Da. Zic și eu acum, nu știu. V-am zis, deci ultima perioadă nu a mai fost nimic între... Deci tu sau ea nu mai stătea? Păi ea numai că dacă își găsește pe altul... Vă dați păi seama, mă, femeia nu-și găsește ea pe altul, așa că... Păi nu l-am găsit nici eu. Păi nu, ideea era să vă găsiți unul pe altul, nu să vă găsiți fiecare pe altul. Da. Bun, doamna Ioana, ziceți ce vroia să ziceți? Doamna Gabriela, nu s-au iubit. Nu conta ce zicea soacra. Își lua femeia de mână și se ducea în lume cu ea și mânca pe un ziar și se iubeau. Și citeau mica publicitate la micul dejun. După aia. Da. Iulia? Da. Tu de ce n-ai o relație? Eu? Păi nu știi povestea pe care am zis-o când am venit prima dată la emisiune? Lasă-l tragă că nu știe, spune-i tu.
A, să mai zic încă o dată? Sau poate vrei să-i o povestești în particular? Tu vrei să descoperi ceva la Alex? Dacă vrea și Iulia? Să mergem, să, adică să ne cunoaștem, să mai vorbim. A, deci nu vrei să descoperi nimic la el. Bine, păi atunci hai, un pas în față, dragilor. Michael Jackson scrie pe tine. Bun. Zi, Iulia. Da, mergem să mai, în cameră să mai vorbim. Și mergeți în cameră să mai vorbim, să-i povestești despre tine. Dacă nu știe povestea, eu povestesc eu. Bine, hai, vă invit. Pe unde vreți voi?